Liderul Dinamo e de neoprit, a câștigat și meciul cu Chiajna cu 2-0. De-abia începuse meciul când Dinamo a cerut penalti, pe bună dreptate. Ali Stoica a blocat șutul lui Laurențiu Rus cu mâna, arbitrul nu a dat nimic. Bolțoi le-a dat emoții dinamoviștilor, însă Bălcrădean a respins. După un minut, Dinamo a deschis scorul. Veteranul Dănciulescu a înscris cu capul golul cu numărul 199 în Liga 1. Niculae a cerut penalti, nu s-a dat nimic. Dinamoviștii au fost cât pe ce să-și dea autogol. Portarul Bălcrădean l-a scăpat pe Grigore de rușine. Dinamo a mai lovit odată în prelungiri. Pentru prima dată în noul sezon, Bacai a înscris și el pentru 2-0. 199 de goluri. Da, bine, e mai puțin important asta. 3 puncte, asta e primordial pentru noi. Pe data de 26 martie, în acel moment eram antrenor la Dinamo 2 și am jucat cu Concordia Chiajna. 26 martie fiind ziua mea de naștere. Și am pierdut 0-3. Astăzi... că m-am răzbunat. Și acum cred că o să mă duc acasă să sărbătoresc aniversarea. Într-adevăr, cam târziu, dar